Eu cred că s-a găsit formula reușită, luând în considerare faptul că Grosu a acumulat o experiență necesară de activitate în Parlament, hai să spunem așa, a acumulat o memorie instituțională în acest sens. El a fost mult mai binevenit la postul de speaker al Parlamentului, ceea ce până la urmă și s-a întâmplat. În ceea ce privește Gavriliță, hai să, iarăși, experiența, memoria instituțională mai mult ține de executiv, de guvern. A fost ministru, a fost alocat în alte structuri guvernamentale. Din acest punct de vedere, eu cred că totul este ok. Problema e că să vedem primele activități, care va fi eficiența. Suntem în așteptarea unei politici care în mod radical se va deosebi de ceea ce am avut până acum. De fapt, această așteptare s-a fructificat inclusiv și în rezultatul electoral. Este o mare, mare așteptare în societate și această așteptare, în afară de această susținere masivă pe care o are PAS-ul și, în primul rând, președintele Maia Sandu, comportă și anumite riscuri. Euforia foarte repede... De ce? Nu că ar fi bine să treacă la cei care au această euforie, acum vorbim despre politicieni. Ei, dacă se vor complace prea mult în euforie, ar putea să se termine rău pentru ei. Problema e că această așteptare, oamenii de obicei, acum vorbesc despre alegătorii simpli, de obicei nu au răbdarea să aștepte foarte mult. Ei au nevoie de rezultate rapide. Și aici poate aș face încă o remarcă. Orice guvernare, chiar și una de succes, întotdeauna trece prin erodarea acelui potențial politic pe care l-a avut de la bun început.